Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, dragi studenți, că mă mai răbdați încă o dată și mai ales mulțumesc Fundației Edictum Dei, fiindcă face un lucru pe care eu cred că ar trebui să-l facă și Universitatea Românească mai des, și anume să se deschidă spre societate. În interbelic, știți bine, intelectualii națiunii țineau conferințe publice la București, la Dales, puteau fi auziți noi ca Vulcănescu, Eliade și alții. Cred că și universitatea ar trebui să facă periodic conferințe publice ale profesorilor săi, ale altor intelectuali, ale unor oameni care eventual nici nu sunt profesori, și într-un fel să vedem și noi cam ce are de oferit Universitatea Românească societății. Și în primul rând o să vă întrebați ce treabă are Plutarh cu Shakespeare. Asta știți deja, Shakespeare a scris niște piese cu subiect roman preluate după Plutarh, și ce, mai ales, ce legătură au ambele cu Iisus Hristos, dincolo de intenția Fundației Edictum Dei. Vă veți lămuri în câteva minute. Dar înainte de a trece la discuția asta, aș vrea să spun de ce această conferință. Ce m-a motivat să fac această conferință? Și ea ține intim de menirea universității noastre. Această universitate, Universitatea Românească din Transilvania, deschisă în 1919, dincolo de pseudo-tradițiile ei iezuite, care de fapt n-au nicio continuitate, dar în fine stau bine pe un blazon, universitatea asta deschisă în 1919 s-a deschis cu un discurs al lui Vasile Pârvan intitulat Datoria vieții noastre, pe care eu îl citesc ritual la fiecare început de an studenților mei, în speranța că înțeleg un pic de ce suntem reuniți în aceste aule și în aceste săli. Universitatea nu-și poate permite să fie ruptă de societate. Și vreau să vă dau doar câteva citate din Pârvan ca să înțelegeți care cred eu că este menirea universității și datoria universității față de societate. În primul rând, universitatea nu trebuie să fie, dragi studenți, o fabrică de diplome. Și ne străduim să nu fie cazul. Diplomele astea în sine nu valorează absolut nimic. Și iată ce spunea Pârvan acum aproape 100 de ani. Școala oficială începe să recunoască că toate doctoratele de știință și diplomele de artă ale lumii nu pot face dintr-o maimuță cu dar suficient de imitație un creator de valori noi spirituale. Deci nu dorim, dragi studenți, să facem din voi maimuțe cuvântătoare. Pontificii înțelepciunii dogmatizate, spunea Pârvan, încep să recunoască neputința lor de a crea altceva decât niște docili papagali intelectuali și niște gelatinoase nevertebrate etice. Ador expresia asta, gelatinoase nevertebrate etice. Deci dacă Universitatea Românească este în stare să creeze doar oameni fără nicio șiră vertebrală, fără nicio coloană vertebrală, fără nicio ținută etică, fără nicio valoare pe care să o dea înapoi societății, universitatea este, așa cum spunea Pârvan în 1919, crearea unei universități nu este doar inutilă, ci este și imorală. Universitatea noastră are o datorie morală față de societate. Universitatea nu este nici, cum se aude foarte des, cum ne-o spun toți progresiștii zilei, un fel de anticamera pieței muncii. Pentru mine piața muncii e o stație de metrou la București. Asta e pentru mine piața muncii. Piața muncii te formează singur. Poți să ieși cu 1000 de diplome, cu Shakespeare și cu Plutarh, nu te pregătești pentru piața muncii. Te pregătești însă pentru discernământ, te pregătești pentru a fi un om educat, te pregătești eventual pentru a-ți descoperi dimensiunea autentică, integrală a umanității tale. Și lucrul ăsta nu se convertește imediat în salarii sau oferte de angajare. Universitatea, spune Pârvan, este obligată să dea lupta cu infinita bestialitate omenească. Cu infinita bestialitate omenească. Cu corupția, cu mizeria, cu lașitatea, cu minciuna, cu prostia, pe care eu o consider un păcat și nu o scădere de o natură sau de alta. Aș
Nu mai citesc mult mai mult din Pârvan, deși textul lui este profetic, spun eu, și ar trebui citit ritualic la începutul fiecărui an de universitar. Ar trebui rectorii să aibă măcar obligația asta, să citească în fața întregului corp profesoral și a studenților discursul lui Pârvan, dacă nu sunt în stare să facă unul mai bun, ceea ce până în alta n-a fost cazul. Supremul scop al luptei noastre, spune Pârvan, e spiritualizarea vieții marelui organism social, politic și cultural creator care este națiunea. Spiritualizarea națiunii. Civilizația materială singură, spune Pârvan, nu e nimic mai presus ca un grajd sistematic pentru vite bine hrănite și țesălate, dar nici pe departe nu e o rânduire în care să aibă loc și sufletul care în om e idee. Și aș putea continua citind acest discurs și firește atunci n-aș mai ține conferința pentru care m-am pregătit. Universitatea pentru mine nu are nici funcția de a fi un fel de școală tehnică care să creeze angajabili, nici o fabrică de diplome, nici o loc unde studenții să mai muțărească lipsiți de discernământ niște tâmpenii dictate de profesori. Este un loc unde niște oameni liberi se pregătesc în primul rând pentru umanitatea lor, pentru spiritualizarea lor și implicit a națiunii. Și nu vreți să vă gândiți cum ar fi națiunea română dacă ar fi bine educată, spiritualizată și dacă oamenii care ar ieși din universități măcar ar ieși blindați cu valori morale și intelectuale și, în primul rând, cu marile texte ale umanității. Ăsta este scopul pentru care eu am fost extrem de fericit să răspund invitației prietenilor de la Edictum Dei și am venit în seara asta în fața dumneavoastră. Cred totodată că universitatea nu are sens să se piardă exclusiv în tehnicalități, deși este un loc al cercetării avansate, fiecare dintre noi ne scriem galimatiile ilizibile pe care le citesc alți experți de o seamă cu noi prin tot felul de reviste care nu ajung niciodată la publicul larg. Ok, suntem și savanți, și cercetători, și specialiști, dar eu cred în pedagogia marilor texte. Și cred că scopul principal al universității, scopul încă medieval al universității, Evul Mediu este mereu disprețuit ca o epocă de barbarie întunecată, este până la urmă clișeul oamenilor lipsiți de inteligență, de cultură și de curiozitate intelectuală. Evul Mediu a fost fundamentul Europei și fără el nimic din ceea ce suntem astăzi nu ar fi de conceput. Idealul universității era educația liberală. Educația liberală nu înseamnă educația partidului liberal, care orice e numai nu liberal, nu are nimic de a face cu liberalismul. Este educația întru libertate. Și vreau să mă refer aici la un mare gânditor american, politolog, Leo Strauss, unul dintre marii teoreticieni ai liberalismului, care spunea că educația liberală este o educație înspre democrație. Nu e educația care le place democraților. Democraților le-ar plăcea o educație care să ne țină pe toți tâmpiți și cu minți. Fiindcă asta vrea orice guvernant, ca oamenii să fie tâmpiți și cuminți, dacă se poate, giftuiți și liniștiți. Dacă nu se poate, giftuiți, măcar liniștiți. Noi nu asta vrem. Noi vrem să ne punem întrebări. Și vrem să mergem la universitate pentru a găsi maestri. Iar maestrii care vin în fața dumneavoastră, cum sunt eu, de pildă în seara asta, nu sunt niște adevărați maestri. Nu vedeți cu câte cărți am venit? În mod evident, mai am de citit. Asta înseamnă, cu alte cuvinte, că eu însumi caut alți maestri în această universitate. Și putem să mergem așa pe firul măestriei până la nesfârșit, gândindu-ne că toți caută alți maestri. Nu-i tot timpul chiar așa. Unii maestri, până la urmă, sunt niște maestri aproape absoluți. Și unii dintre ei sunt Aristotel, Platon, Plutarh, Shakespeare, fără îndoială, și așa mai departe. Tinerii, când se duc să citească aceste mari texte, fac în egală măsură un exercițiu de smerenie. Fiindcă totuși când îl citești pe Shakespeare îți dai seama cam cât ești de precar, lingvistic, intelectual, dacă nu și altfel, psihologic. Deci e un exercițiu de smerenie această frecventare a marilor texte. Și totodată este un exercițiu de îndrăzneală, este un exercițiu de curaj, este chiar un tupeu, o obrăznicie. Stai un pic, eu dialoghez unul la unul cu Shakespeare, eu poate nu sunt de acord cu Shakespeare, poate Shakespeare nu a înțeles lucruri pe care eu le înțeleg. Deci
Această frecventare a marilor texte, spune Leo Strauss, este un exercițiu în egală măsură de smerenie și de îndrăzneală. Are un studiu celebru care se numește What is Liberal Education? Produsul educației liberale este un om cult, un lucru devenit destul de rar în România în zilele noastre și nu numai, și în Occident de altfel. Astăzi trăim o epocă a culturii de masă, a educației de masă, universitatea s-a masificat. În cultura numită populară, relativizată, orice formă de manifestare umană a ajuns să se numească cultură. Că strângi niște peturi de col ale înghesui și le trântești într-un colț, îi pui un nume, știu eu, persistența gustului și ai făcut artă. E egal cu a sculpta pe David sau pe Moise. Vorbesc de Michelangelo, firește. Cultura de masă nu produce, după părerea lui Strauss și probabil și a mea, decât mediocritate de masă. Mediocritate de masă. Cultura de masă este cultura, spune Leo Strauss, care poate fi asimilată de cele mai slabe intelecte cu cel mai mic preț. Nu valorează mare lucru. Există și cultura înaltă, pe care o oferă conversația dintre marile texte, dintre mari autori, dintre textele fondatoare. Și această cultură este, într-un fel, eliberarea de vulgaritatea lumii în care trăim. Este antidotul otrăvii, vulgarității, banalității agresive a lumii noastre. Educația liberală este o educație care ne pune mereu în fața măreției umane, demnității umane. Ne pune în fața modelelor. Educația liberală, totodată, spune Strauss, este conversația între marile minți. Marile minți, vom fi amuzați să observăm, sunt foarte adesea în dezacord. Lucrul acesta pe noi ne educă înspre discernământ, înspre facultatea critică. Este principalul lucru când tu îți dai seama că nici Shakespeare nu e de acord neapărat cu Evangheliile sau că Platon nu este de acord cu Aristotel. De aceea acest exercițiu, în egală măsură de smerenie și de îndrăzneală, creează până la urmă nu doar un om cult, nu doar un om eliberat de vulgaritate, ci și un om care are discernământ, o valoare extrem de rară și care va fi în centrul discuției noastre de astăzi. Și v-aș traduce așa rapid din mers doar sfârșitul acestui eseu al lui Leo Strauss. Educația liberală, spune el, care constă în frecventarea constantă a celor mai mari minți, este un antrenament pentru cea mai înaltă formă de modestie, ca să nu spun de smerenie. În același timp este o școală îndrăznelii care ne cere să ne rupem complet de zgomotul, graba, tembelismul și ieftinătatea acestui bâlci al deșertăciunii, atât al intelectualilor, cât și al dușmanilor acestora. Cu alte cuvinte, și intelectualii fac parte din bâlciul deșertăciunilor. Nu se iei chiar așa deștepți cum se dau. Ne cere îndrăzneala, educația liberală, de a privi părerile unanim acceptate ca simple opinii. Da, când toți într-o societate cred un lucru, ai îndrăzneala să privești lucrul ăsta ca o simplă opinie, eventual chiar și ca o opinie excentrică. Și totodată, spune el, educația liberală este eliberarea de vulgaritate. Grecii aveau un cuvânt frumos pentru vulgaritate. O numeau apeirocalia. Apeirocalia înseamnă, ca să noicizăm un pic, netrăirea lucrurilor frumoase, necunoașterea lucrurilor frumoase. Educația liberală, spune Strauss, ne oferă experiența lucrurilor frumoase. Iată ceea ce îmi propun și acum să trecem la lucrurile frumoase. Am ales trei texte, sau să zicem trei momente politico-religioase și divino-umane fondatoare pentru civilizația noastră. Am ales să vorbesc în seara asta despre Cezar, nu? Care este sinonimul ideii însăși de lider, de regalitate, de maestate, despre Coriolan. Coriolan a trăit în
zona secolului 5 înainte de Hristos, la începutul Republicii Romane. Cezar, după cum bine știți, a murit în 15 martie 44. Și al treilea text fondator, stâlp al culturii noastre, firește Evangheliile, și voi vorbi despre Iisus Hristos într-o companie cel puțin surprinzătoare. Cred că și pentru el ar fi fost destul de surprinzătoare. Și cu siguranță și pentru destul de puțin uzuală. Gândirea mea în seara asta se va axa pe raportul dintre mulțime și lider, dintre popor și conducător. Într-o perspectivă, după cum am spus, în primul rând politică și mergând la marile texte care au această valoare de exemplaritate, n-are sens să ne încurcăm cu lideri contemporani care sunt doar palide glose pe lângă Cezar. Hai să mergem la cel mai răsărit dintre toți liderii politici care au existat vreodată pe pământ și a cărui viață este amplu documentată, nu doar de Suetoniu, dar și de Plutarh. Plutarh era un grec care și-a luat și cetățenie romană, a trăit în secolul 1 și 2 după Hristos. Deci, să zicem, a fost contemporan cu Traian și a scris o serie de vieți paralele în care compara viețile unor mari greci, unor mari elini, cu viețile unor mari romani. Aceștia puteau să fie oameni politici, dar uneori și oratori, cum ar fi Cicero și Demostene, cel mai adesea însă mari lideri. Și voi începe în primul rând cu viața lui Cezar, așa cum este ea prezentată de Plutarh, pentru a vedea apoi ce face Shakespeare din această sursă greacă a istoriei romane și pentru a vedea în primul rând un pic pentru a schița portretul liderilor. Suntem cu toții nemulțumiți de liderii noștri. Asta e un truism. Și vom fi, probabil, multă vreme nemulțumiți. Ceea ce nu înseamnă că adesea nu aderăm la ei, chiar fanatic, că nu-i sprijinim, că nu-i votăm, că nu ne certăm cu alții care sprijină pe alții și așa mai departe. Deci avem o anumită doză de fanatism în ce privește urmarea unui lider, mai ales în momente nefaste ale istoriei, când avem scăderea umană de a crede în lideri providențiali, mesianici, care ne duc spre creste nebănuite, nu, de progres și civilizație, cum se zicea într-o epocă, din fericire, apusă. Iată ce spune Plutarh despre Cezar. Hai să vedem cum a ajuns Cezar, Cezar. Primul lucru prin care Cezar s-a afirmat înainte să dețină demnități publice a fost cheltuind extrem de mulți bani ca să devină popular. Iată ce spune. Cheltuind fără cruțare, părea că risipind mari sume de bani, avea să-și câștige un renume pieritor și de scurtă durată. În realitate însă, cumpăra lucruri mari pe preț de nimic, deci dădea bani pentru glorie. Se spune că, înainte de a ocupa vreo slujbă în stat, se îndatorase cu 1300 de talanți, câte am milioane în bani de azi. Și, fiind ales îngrijitor al căii Apia, deci un fel de ministru al transporturilor, a cheltuit foarte mulți bani. Atenție, nu a furat pietrele de pe Via Apia, ci a cheltuit din banii lui ca Via Apia să arate bine și romanii să fie încântați și să-l voteze, firește. Apoi, având slujba de edil, adică un fel de primar general al capitalei, a dat un spectacol de 320 de perechi de luptători, cum ar veni câteva meciuri de fotbal și mai multe gale bute, astfel că prin pregătirile și marile cheltuieli făcute, atât cu reprezentațiile teatrale, cât și cu osebitele sărbătoriri și ospețe, a trecut pe toți cei care înaintea lui făcuseră cheltuieli nebunești pentru a câștiga favoarea poporului. Deci, iată, marele Cezar, înainte de a fi mare, a fost, firește, un mare populist. Cezar, venit dintr-o familie aristocratică ilustră, s-a dat de partea poporului. Și lucrul ăsta e foarte important și pentru piesa lui Shakespeare. Când a trebuit să-și câștige prima demnitate în Spania, a fost aceasta, a avut nevoie de finanțare. Ce credeți? Și-a găsit un mogul. Avea datorii imense după ce făcuse toate nebunile astea.
Îndată după pretură trebuia să plece ca guvernator în Spania. Cu alte cuvinte, baron local, dar pe o chestie mult mai mare decât un județ. Dita mai Spania toată pentru el. Unde firește extorca bani câți voia. Dar nu se înțelesese încă cu creditorii săi care îl turburau și strigau împotrivă, împiedicându-l să plece. Atunci Cezar a dat fuga la Crassus, cel mai bogat roman, de aici se și zice, cuvântul gras vine de la Crassus. Deci, vă dați seama, era un baban, era nababu, era un fel de patriciu combinat cu vântul și cu becalii la pătrat. Ăsta era, ca să înțelegeți, Crassus, cel mai bogat om a Romei. A dat fuga la Crassus, care avea nevoie de trecerea și înfierbântarea lui ca să se lupte împotriva politicii lui Pompei. Pompei era cel mai important om la Roma, cel mai mare general, cel mai respectat, cel mai demn. Da? E, Crassus i-a dat bani, a putut Cezar să scape de datorii, s-a dus în Spania și a făcut avere. După Spania, firește, a urmat Galia, unde a devenit unul dintre cei mai bogați oameni ai Romei, de data asta la fel de puternic militar ca și Pompei și financiar ca și Crassus. Ce credeți că a făcut? Imediat a început să-l lucreze pe Pompei și aliindu-se întâi cu Crassus, după aia Crassus a murit, nu mai intru în toate detaliile, când ajungi foarte mare începi să îi razi pe aia care sunt la fel de mari ca tine. Vedeți ceva nou de la Cezar până astăzi? Nu mare lucru. Legi populiste cu toptanul. A ajuns consul, asta ar fi un fel de prim-ministru, dar erau doi ca să se echilibreze unul pe altul și doar pentru un an. Deștepți romanii. Îndată ce a luat în primire funcția de consul, a început să aducă în fața poporului proiecte de legi potrivite nu cu un consul, ci cu un tribun foarte îndrăzneț care propune pe placul mulțimii votarea de colonii sau împărțiri de pământuri. Plus banițe de grâu gratis pentru sărăcimea Romei. Cu alte cuvinte, a scăzut TVA-ul la pâine sau chestii de genul ăsta. Asta a făcut Cezar ca să ajungă Cezar. Altfel, era un simplu privat dintr-o bună familie romană. După ce a venit din Galia și a început războiul civil împotriva lui Pompei, și-a trecut Rubiconul celebru, nu? S-a instalat în nordul Italiei, pe fluviu Pad, și a început să aibă propria lui clientelă politică. Iată ce zice Plutar. Astfel, nu numai că cei care candidau la funcții în stat izbuteau să fie aleși și făceau tot ceea ce puteau ca să-i mărească puterea, folosindu-se de sprijinul lui financiar și corupând poporul cu bani dați de Cezar. Dar chiar foarte mulți dintre bărbații cei mai renumiți, nu știu ce, s-au strâns acolo, spune el, vreo 20 de lictori și mai mult de 200 de senatori. Deci a făcut și majoritate parlamentară. Ca să traduc chestiile astea în limbajul veacului nostru. A dat și bani pentru biserici. Ia, hai să vedem. Și i-a dat lui Paulus, când era consul, 1500 de talanți cu care a ridicat Bazilica din For, monument vestit, clădită în fața acelei a Fulviei. Bun, a dat și bani pentru biserici. Toate aceste lucruri pe fondul unui război civil crud, deși Cezar de regulă se arăta destul de milostiv cu prizonierii lui, adesea îi cruța. Sila, cel care fusese înainte, lichida la greu. Plutarh numește tot tipul ăsta de politică printr-un grecism delicios cacopoliteia, adică o politică proastă. Cacos în greacă înseamnă prost. Da? Deci o cacopoliteia, mie mi-ar plăcea să lansez acest cuvânt în română, cacopolitica, opusul ei fiind calopoliteia, firește. Era o politică mizerabilă, făcută totuși de un genial general, de un om care a dormit toată viața lui în aer liber, mâncând extrem de puțin ca să se mențină în formă. Deci un om care și-a impus lui însuși cele mai mari privațiuni. Un om care s-a luptat în războaie și și-a riscat viața de sute de ori. Un om care până la urmă a apărat poporul, a fost de partea tribunilor, să zicem, de partea poporului. El având o legătură chiar și cu Marius, marele, să zicem, lider laburist, socialist, dacă vreți să traducem în termenii de astăzi. După fiecare victorie, ce făcea Cezar? Câștiga, firește, și
favorul armatei. După triumfuri, Cezar făcea daruri mari soldaților și a început să-și atragă poporul cu ospețe și spectacole, un fel de evanghelioane, nu? Dând 22.000 de mese, 22.000 de mese și oferind spectacole de luptători perechi și luptători de corăbii pentru fiica sa, Iulia, care murise de curând. Nunți, botezuri, înmormântări, bani pentru biserici, corupție, facțiuni, majorități parlamentare, nu s-a schimbat nimic, dragi prieteni, de la Republica Romană până la cea română. Bun. Iată un pic. Plutarh a fost acuzat că n-ar fi foarte simpatetic față de Cezar. E fals. De fapt, expune foarte obiectiv. Într-un fel, eu am fost tendențios, fiindcă am selectat câteva chestii pe care probabil nu le bănuiați. Știți despre Cezar, ce mai țineți minte de la istoria de liceu. Dar iată cum se făcea politică și la Roma. Cezar a știut să fie lider, populist fiind. El a știut, spune Alan Bloom, într-un splendid studiu despre politica lui Shakespeare, interpretându-l pe Shakespeare, nu pe Plutarch, a știut să fie cel mai potrivit moravurilor nației sale. În naivitatea mea, uneori îmi credeam că în politică poți fi ales dacă nu ești pe calapodul nației tale. Nu e adevărat. Ca să fii ales și să ai un succes în politică, trebuie să fii pe calapodul nației tale. Dacă nația ta iubește corupția, trebuie să fii corupt și vei avea succes. Altminte, firește, faci conferințe la universitate. Ceea ce nu e foarte rău. Se poate mai rău. Hai să vedem acum ce face Cezar, ce face Shakespeare din istoria lui Cezar. Fiindcă vreau să introduc al doilea personaj în poveste. Al doilea personaj este poporul, mulțimea. Putem să o numim gloată, plebe, nu? Plebs, cum era la Roma, sau pur și simplu populus. Senatus populusque, elita și poporul, care împreună reprezentau Roma. Shakespeare scrie Iulius Cezar cam în jurul anului 1600, deci la multe veacuri după Plutar și după toată istoria lui Cezar. De fapt, tragedia Iulius Cezar nu este o tragedie despre Cezar. Cezar moare la începutul piesei, este tragedia unui om profund onorabil, Brutus. Brutus era omul cel mai onorabil de la Roma. Era descendentul unuia dintre fondatorii Republicii Romane, care l-au expulzat pe ultimul rege, Tarquinius Superbus. Deci era, să zicem, continuatorul tradiției libertăților civile republicane. Ăsta era Brutus, un om onorabil. O să vedeți de ce este această tragedie a lui Brutus. Dar piesa lui Shakespeare începe în stradă. Și uite, astea sunt primele cuvinte. Cetățenii sunt strânși pe străzile Romei și un patrician le spune: plecați acasă, trântori ce sunteți, ce e astăzi, sărbătoare? Cum nu știți că meșterii în zile de lucru n-au voie să se învârtă în piață fără unealta lor în mână? Și așa mai departe. Și o discuție după aia cu multe jocuri de cuvinte a Shakespeare. Eu citesc aici în traducerea lui Tudor Vianu, ca să nu pierdem foarte mult timp. Poporul e în stradă, fericit, că Cezar urmează să fie încoronat rege, într-un fel punând capăt războiului civil. Aristocrații sunt îngrijorați, fiindcă pentru ei asta înseamnă și sfârșitul libertăților civile. Ei știu că asta înseamnă o dictatură perpetuă. Cezar fusese deja dictator și ei se pregăteau acum să-l retransforme în rege, adică dictator pe viață. Din anarhie se trecea în monarhie și nu monarhie constituțională, adică o chestie foarte ok, ci puterea unui singur om. De la anarhie la această... Deci piesa lui Shakespeare, și asta e tipic pentru Shakespeare, el își începe tragediile jos în popor. Nu sus cu personaje importante, sfărăitoare, cum fac clasicii francezi, ci jos în popor, printre oameni. Și oamenii îl iubesc pe Cezar. Oamenii îl iubesc pe Cezar. Apar și Brutus și Cassius. Îngrijorați. Spune Brutus: ce-i strigătul acesta?
Mi-este teamă că plebea rege și-a ales pe Cezar. Cassius, ți-e teamă, spui? Atunci n-ai dori-o. Brutus e idealistul. Brutus n-are nimic cu Cezar, care era pentru el ca un fel de tată adoptiv, de fapt era amantul lui maică-sa, mai exact, dar îl pusese pe numărul 2 în testament, ceea ce la banii lui era o chestie foarte relevantă. Brutus nu-l urăște pe Cezar, îl iubește pe Cezar, dar el iubește mai mult idealul republican de libertate, de demnitate. Cassius este un invidios. Cassius îl urăște pe Cezar și nu-i pasă foarte mult de idealuri, de valori, de principii. Îl urăște fiindcă nu admite ca el să fie sub Cezar. Este această ispită egalitară. Cum adică ăsta care e un om ca mine, în plus și epileptic? Uite, odată am înotat împreună prin Tibru și ăsta la jumătate nu mai putea să respire și atunci eu l-am luat în spate și l-am dus la mal, că altfel se neca. Deci eu, un om vânjos, să fiu condus de epilepticul ăsta, chel? Cam asta era ideea. Cassius e motivat de invidie, Brutus de ideal. Și uite cum îl stârnește pe Brutus, intrigantul. Aha, deci n-ai vrea chestia asta. O, n-aș dori eu, deși îl iubesc, spune Brutus. De ce mă ții în loc atâta vreme? Vrei să-mi încredințezi vreun lucru tainic? Răspunde dacă-i bine le obștesc. Deci nu mă lua cu intrigi. Dacă-i bine le obștesc, stau să te ascult. Ăsta e Brutus. Noblețea absolută, aristocratul, gentlemanul. În cumpănă mi-arată deopotrivă onoarea ce mă așteaptă, dar și moartea. Pe el îl motivează onoarea. Și în toată piesa va reveni tot timpul discuția asta. Brutus is an honorable man. Brutus e onorabil. Dar e atât de obsedat de onoarea asta, încât cu timpul devine inuman. Fiindcă și urmărirea unui ideal dincolo de acceptarea conservatoare a naturii păcătoase a omului, devine până la urmă un angelism inuman. Cassius imediat știe cum îl poate agăța pe Brutus și zice: îți știu virtutea, Brutus, de onoare e vorba în ce doresc să-ți spun, aiurea. De fapt voia să-l instige să-l omoare împreună pe Cezar, dar el știe cum să-l abordeze pe Brutus. Ei bine, avem la Shakespeare, Shakespeare e probabil cel mai fin psiholog dintre marii scriitori. Și Shakespeare creează mereu niște oglinzi din acestea care se reflectă unele pe altele și în jocul acesta niciodată un personaj nu e bun sau rău. E o ambiguitate, așa cum e și până la urmă și natura umană. Brutus are, spune Alan Bloom, superioritatea morală. Și în politică întotdeauna e nevoie de oameni cu moralitate impecabilă ca să-i pui în față în vitrină, da? Brutus e ăla bun de pus în vitrină, fiindcă el știe că dacă răzmerița, complotul împotriva lui Cezar, îl are în față pe Brutus, cetățenii îl vor respecta și vor crede că este vorba de un lucru onorabil. Însă, Cassius, deși este viclean și intrigant, are superioritatea intelectuală. E mai deștept și politic mult mai bun decât Cezar. Iată câteva exemple. În complot, gentlemanul Brutus spune, Cassius îi propune să-l coopteze și pe Cicero în complot. Cicero era dușman al lui Cezar. Cel mai bun orator. Dar Brutus zice, nu, n-are sens să ne încurcăm, să-i băgăm pe toți, să facem noi cei care suntem motivați. Decizie greșită și vom vedea asta în duelul oratoric cu Marc Antoniu. După ce-l omoară pe Cezar, Cassius zice, hai să-i lichidăm și prietenii, că altfel ăștia o să se răzbune. Brutus zice, noi suntem justițiari, dar nu călăi, nu măcelari. Nu are sens, nu putem să-i omorâm. Mare greșeală. Marc Antoniu rămas în viață, va întoarce mulțimea împotriva lui Brutus. Iarăși, pentru a finanța armatele, Cassius spune, hai să stoarcem bani de la țăranii ăștia, de prin Tesalia, din Macedonia și să facem armate, să plătim mercenari. Brutus spune, nu putem să exploatăm țăranii, nu e ok. Și pierde războiul la Filipi în 42 înainte de Hristos. Cu alte cuvinte, Brutus politic e un loser, deși moralmente e impecabil.
Cassius e moralmente o japiță, dar politic e briliant. Bun, dar ziceam că vorbim despre popor. Piesa începe cu poporul care îl aclamă pe Cezar și vrea să-l facă rege. Poporul vrea un rege, vrea să se livreze unui singur om. Mituit, firește, de bani, de banițe, de grâu, de toate chestiile astea, spectacole și tot ce v-am povestit. După moartea lui Cezar însă, Brutus vine la tribună și ține un discurs poporului. Și poporul instantaneu trece de partea lui Brutus. Îi acceptă rațiunea, fiindcă era onorabil, fiindcă era credibil, fiindcă îl chema Brutus, fiindcă lumea îi știa parcursul, nu? Iată discursul lui Brutus în română și după aia ăla lui Mark Antony vi-l citesc un pic și în engleză că e prea bun. Spune Brutus, se adresează așa mulțimii: romani, concetățeni, prieteni, ascultați-mă și fiți liniștiți, îi pune așa la punct, patronizing. Fiți atenți cum începe, romani, deci el în primul rând vorbește cetățenilor, concetățeni și după aia prieteni. Argumentul lui e rațional, civic, politic, nu este pasional, nu zice dragilor, iubiților, dragilor, nu, romani. Antoniu începe așa, prieteni, cetățeni romani, vedeți că se pricepea un pic Shakespeare ăsta. Deci chiar și aici ne dă tonul. Discursul lui Antony, lui Marc Antoniu, este populist, este sentimental, vorbește pasiunii, vorbește viscerelor, vorbește inimii. Discursul lui Brutus este rațional. De altfel, Shakespeare mai marchează lucrul ăsta într-un fel. Brutus vorbește în proză și Marc Antoniu în versuri. Asta arată că textul lui Brutus era cam plat și searbăd, în timp ce discursul lui Marc Antoniu era ornat. Și Alan Bloom spune un lucru foarte simpatic în studiul lui: cu cât e mai coruptă audiența, cu atât mai strălucită va fi retorica. Am vorbit și eu unor audiențe extrem de corupte în viața mea politică și mi-am dat seama că e nevoie de foarte multă retorică. Și firește, de fiecare dată am reușit să ajung la sufletul, dacă nu și la creierul acelor audiențe. Creierul n-am reușit să-l identific adesea. Spune Brutus: încredeți-vă în cinstea mea și prețuiți-mi cinstea ca să mă puteți crede. Deci e despre el. Eu sunt aici onorabilul și vin aici și vă spun, credeți-mă fiindcă sunt onorabil. E un argument de autoritate ceea ce propune el poporului. Judecați-vă și înțelegeți că eu, deși l-am iubit pe Cezar, am iubit mai mult Republica, nu știu ce. Mă opresc, zice, dacă este cineva pe care l-am jignit și l-am ofensat prin crima lui, împotriva lui Cezar, să-mi spună. Mă opresc să primesc răspunsul. Din sală, toată lumea, nimeni, Brutus, nimeni, bravo, ați făcut excelent. Ăia care în actul 1, aici sunt în actul 3, îl aclamau pe Cezar, gata, nu le mai pasă. Au un nou master, un nou șef, da? Got a new master, has a new man, cum spunea Caliban în Furtuna lui Shakespeare. Brutus zice, atunci n-am jignit pe nimeni, nu i-am făcut lui Cezar altceva decât ce i-ați face voi lui Brutus. Îndreptățirea morții lui este înscrisă în capitol, gloria lui nu este micșorată, dacă a avut merite, îi vor fi recunoscute, a fost pedepsit fiindcă voia să fie tiran dictator. Și cu asta, zice, făcând greșeala capitală a vieții lui politice, îl las pe Marc Antoniu, care mi-a promis că va vorbi frumos despre noi și că nu va zice nimic rău, să vină aici cu sicriul lui Cezar. Și atunci trebuie să-l închipuiți pe Marc Antoniu cu fața cernită, plânsă, trăgând după el sicriul însângerat al marelui om politic. Nici nu mai e nevoie de mult mai mult ca mulțimea să fie stârnită împotriva lui Brutus. În timp ce Brutus e un gentleman, știți cum zice Hristos, răspunsul tău să fie da, da, nu, nu și atâta, nu, poate, stați să vedem, nu știu ce. Brutus e un gentleman, lui e destul cuvântul dat. Marc Antoniu a promis că va fi cinstit față de el, l-a crezut și se retrage. Și lasă pe Antoniu singur cu poporul și cadavrul lui Cezar în sicriu. Evident, Marc Antoniu este un mult mai bun orator. Antoniu în Plutarh e cunoscut ca un desfrânat, era un bețivan, afemeiat, un om de
bun general, extrem de violent, un om de proastă reputație și de Cezar adesea era el însuși deranjat de excesele bahice al lui Marc Antoniu și se ducea și îl scotea din... De altfel și Cezar cu Cleopatra benchetuia nopți întregi, deci oamenii aceștia erau relativ, să zicem, niște desfrânați. În timp ce Brutus era un auster și un moral. Și vine Marc Antoniu și ține acest faimos discurs pe care vi-l citesc un pic în engleză și după aia mergem mai departe. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Împrumutați-mi urechea voastră, acordați-mi un pic de atenție. Prieteni, nu ascultați-mă fiindcă eu sunt eu ăla onorabilul și vă zic eu vouă cum stau lucrurile. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it were so, introduce dubiu, dacă chiar așa ar fi, if it were so, it was a grievous fault, and grievously has Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, ăsta va fi leitmotivul. For Brutus is an honorable man. Pe măsură ce l-acuză pe Brutus, nu uită să spună, și totuși Brutus e un om onorabil. Brutus v-a spus că Cezar era ambițios. Păi asta era ambiție, ați văzut cum i-am oferit coroana și a refuzat-o, firește, de ochii lumii. Păi dacă asta e ambiție, atunci cine nu e ambițios? Dar totuși Brutus zice că e ambițios și Brutus e onorabil, deci să-l credem pe Brutus. Și tot așa accentuează încet, încet că Brutus nu e nici onorabil, nici credibil. Ce credeți că face mulțimea? Începe să aibă dubii, zice un plebeu. Methinks there is much reason in his sayings. Mi se pare că are dreptate. Altul spune, there is not a nobler man in Rome than Antony. Nu există om mai nobil în toată Roma decât Antony. Vezi poporul, ăla e cel mai credibil. Ba nu, tu ești cel mai bun. Ba nu, el e cel mai credibil. Și după aia spune, nu pot totuși să vă citesc testamentul lui, fiindcă după aia ați vedea cât v-a iubit Cezar și v-ați răzvrăti împotriva lui Brutus și Brutus e un om onorabil. Dar dacă totuși l-aș citi, ceea ce nu voi face, v-aș spune că Cezar v-a trecut în testament și v-a lăsat fiecăruia nu știu cât sesterți. Și nu numai atâta, v-a lăsat să vă plimbați liberi în grădinile lui, cu alte cuvinte a făcut parc public, nu Villa Borghese, nu știu ce, Villa Giulia, de fapt, mai exact, la Roma, dacă ați fost. Poporul se inflamează, sfârșitul discuției este revenge, about, seek, burn, fire, kill, slay, let not a traitor live. Toți sunt inflamați, hai, la o crimă, la asta. Antoniu spune, iertați-mă, I am no orator as Brutus is. Eu nu sunt așa bun orator ca Brutus. Dar totuși aș vrea să vă spun, și uite așa continuă pe câteva pagini, din păcate timpul e scurt. Poporul nu pare mult mai bun decât liderii săi. E în primul rând total lipsit de discernământ. Am mai destul să citiți de pildă Psihologia mulțimilor, faimoasa carte a lui Gustave Le Bon. Vă citesc așa numai din cuprins. Impulsivitatea, mobilitatea și iritabilitatea mulțimilor. Sugestibilitatea și credulitatea mulțimilor. Exagerare și simplism în sentimentele mulțimilor. Intoleranța, autoritarismul și conservatorismul mulțimilor. Imoralitatea mulțimilor și așa mai departe. Mulțimile, se mai striga la Cluj, al treilea candidat, poporul ignorat. Poporul ăsta, în clipa în care se exprimă direct în stradă, nu strălucește prin discernământ. În Roma veche se spunea vox populi, vox dei. Vocea poporului e vocea lui Dumnezeu, vocea zeului, mă rog, lui Zeus. Da, poporul are dreptate politic. În cele din urmă, poporul are întotdeauna dreptate politic. Și nimeni altcinea nu poate avea dreptate decât împreună cu poporul. Ceea ce nu înseamnă că poporul are discernământ. Ceea ce nu înseamnă că poporul nu este violent, că poporul nu este la rândul lui vicios, ușor de mituit și că un Hitler sau un bun orator va ști oricând să manipuleze poporul înspre cele mai sinistre monstruozități și atrocități.
Poporul este ușor de inflamat, este ușor de mințit, e ușor de manipulat și trebuie să fii un gentleman politic, să nu vrei să faci lucrul ăsta. Iar cei care o fac adesea câștigă. Mark Antony este demagogul, e populistul. Și câștigă poporul exact așa cum îl câștigase Cezar, prin mită. Sesterți, parcuri publice, testament, plus apelul la viscere, la pasiune și instigarea la crimă. Poporul are încă o ipostază la Shakespeare. Este o altă piesă despre care vreau să vorbesc astăzi, Coriolan. Coriolan este opusul lui Cezar și al lui Marc Antoniu. Coriolan este aristocratul autoritar, inflexibil, care disprețuiește poporul. Consideră că poporul e rău, prost, corupt, leneș, viclean, laș. Nu dă doi bani pe popor. În timp ce ceilalți, firește, poate că în mintea lor îl desconsiderau, dar au știut să-l folosească politic. Și piesa Coriolan a lui Shakespeare, scrisă în jur de 1610, deci cam 10 ani după Cezar, se deschide tot cu poporul în stradă. De data asta, poporul nu e vesel și fericit. Poporul este supărat. De ce? Fiindcă nu e pâine la Roma, nu e grâu. E o criză teribilă de grâu. Și ei cer să li se dea grâu cu prețul hotărât de ei. Uite, vă dau un exemplu, începutul piesei. Sunteți hotărâți să vă dați viața mai bine decât să crăpați de foame? Suntem hotărâți, suntem hotărâți. Aflați mai întâi că cel mai mare dușman al poporului este Caius Marcius. Ăsta e Coriolan, dușmanul poporului. Din primele 20 de cuvinte, Shakespeare ne-a trasat linia piesei. Știm, știm, primul cetățean zice, să-l ucidem și să cumpărăm grâu cu prețul hotărât de noi. Sunteți cu toții de această părere? Cu alte cuvinte, prețuri fixe, socialism, nene, hai, radem autoritatea și ne fixăm noi prețul grâului. Și poporul zice, vreți să ne repezim asupra lui Caius Marcius? Asupra lui, e un câine față de popor. Zice altul, mă, dar totuși v-ați gândit la serviciile pe care le-a adus țării? Coriolan era cel mai mare general al Romei. Și Roma la vremea aia nu cucerise încă toată Italia, se lupta cu toate triburile italice și în principal cu volscii. Iată o primă dilemă. Poporul însă are dreptatea lui. Poporul chiar suferea de foame. Și atunci vine un lider înțelept, Menenius, care le spune oamenilor, le vorbește cu o pildă. Dragi prieteni, voi sunteți supărați pe burtă. Burta asta e senatul. E adevărat, în burtă intră toată mâncarea. Dar gândiți-vă că ea după aia e distribuită de burtă și brațelor care sunteți voi. Cum ar fi burta fără brațe? Păi n-ar avea cine să bage mâncarea în ea. Dar și brațele, cum ar fi dacă burta după aia nu le-ar trimite înapoi? Vine cu această imagine organicistă a societății ca tot, în care totul se ține până la urmă. Bogații și săracii, senatul și poporul, da? Și le face această imagine a relației și încet, încet îi calmează. E, ce credeți? Vine Coriolan și zice... Salve, cinstite Marcius, îl salută pe Menenius. Și după aia zice, ce se întâmplă? Menenius zice, salve, cinstite Marcius. Și Coriolan spune, salve, ce se întâmplă? Și vorbește poporului, lichele răsculate, vă mănâncă atâta limba că tot scărpinându-o o să vă acoperiți întregi de râie. Poporul, cu simțul ironiei, e, da, zice, pentru noi ai numai vorbe bune. Coriolan, ce credeți, că simte un pic spiritul popular? Nici vorbă, continuă tot așa. O vorbă bună ție ar fi precum aș măguli cu scârbă. Ce doriți, câini, ce nu vreți nici pace, nici război? Războiul vă înspăimântă, pacea bună vă face mai obraznici. Cine se încrede în voi găsește în loc de lei doar iepuri și gâște află unde așteaptă vulpi. Deci nu sunteți nici deștepți, nici curajoși. Mai sigur decât voi este pe gheață tăciunele aprind zăpada în soare, virtutea vă e bună să slăviți bărbatul pedepsit de crima lui și legea socoliți care îl lovește. Simțiți doar ură pentru ce e nobil și nu iubiți decât cum vrea bolnavul cel vatămă mai rău.
și ascultarea ce o arătați cuiva e ca plutitul cu vâslele de plumb și ca încercarea de a dobori stejar lovind cu trestii. Leaștreang, cum pot să cred în voi? O clipă doar să treacă și numiți prea nobil ce ați urât și ticălos pe cel slăvit ca zeii. Și Coriolan are dreptatea lui. Am văzut în Cezar cum mulțimea, într-o clipă, scuipă unde a adorat și invers. Menenii spune, vor greul la prețul hotărât de ei, fiindcă e destul. Așa zic ei, ei stau acasă, noi mergem în război, ne batem și după aia vor și greu gratis. Coriolan totuși pare insuportabil de arogant. E inuman, e agresiv, e politicianul arogant, opusul populistului Marc Antoniu, nu? Care își ostilizează poporul. Și totuși când începe războiul cu volscii, Coriolan se duce și singur aproape câștigă cetatea Corioles și de acolo îi vine și agnomenul, supranumele de Coriolan. Deci Coriolan e totuși un general viteaz, un geniu militar. Nu numai atâta, dar îi se oferă de către conducerea Romei 10% din toată prada obținută la Corioles. Nu vrea niciun ban pentru el. E cinstit, dar e inuman totuși și cu poporul și cu preceptele lui. Ceea ce Coriolan spune despre popor se adeverește în actul 1, scena 5. Vă dau un exemplu. Prima scenă, după ce Coriolan aproape singur câștigă cetatea, poporul repede intră acolo și șutește ce poate, zice întâiul roman. O să iau asta cu mine, al doilea, și eu asta, al treilea roman. Dracu să ia, credeam că e de argint. Deci a furat un vas de aramă în loc să fure, sau de fier în loc să fure de argint. Deci poporul îl confirmă pe Coriolan. Ce avem de fapt la Shakespeare? Shakespeare refuză să se placeze într-o poziție doctrinară, dogmatică, îngustă, stupidă, limitatoare față de tot ce înseamnă, până la urmă, umanul. Nu dă dreptate nici poporului, deși poporul are dreptatea lui, sau dă dreptate și poporului. Într-adevăr, Coriolan e inuman, e o bestie, un tiran, un vampir, vorba lui Caragiale, iar Coriolan are și el dreptate. Poporul este schimbător, leneș, guraliv și hoțoman. Asta este. Pe de altă parte, și unul și celălalt dintre lideri tratează prost poporul, iar poporul la rândul lui își tratează prost liderii. Și aici vine splendidul răspuns al Evangheliei. Machiavelli avea în Principele faimoasa dilemă: ce e mai bine, să fii temut sau iubit? Și propunea alegerea între două stiluri de a face politică, politica leului și politica vulpii, da? La golpe e il leone, zice, il leone e la golpe. La golpe vulpea este vicleană, e populistul, e socialistul, e Marc Antoniu, e cel care știe să găsească cuvintele potrivite pentru ocaziile potrivite. Coriolan e leul imperial, dar ce va face Coriolan opunându-se Romei? Aristotel spune în Politica că un om fără cetate este sau un câine sau un zeu. Coriolan va fi expulzat din Roma și se întoarce împreună cu volscii împotriva lui. Coriolan devine un trădător, Coriolan devine un câine față de Roma, care merită să fie ucis ca un câine turbat. În supremația lui morală, în curajul lui, totuși Coriolan devine o bestie. Leul devine câine. Cezar, populistul omorât, devine un zeu. Divus Cezar. Toți cezarii după aia vor fi zeificați și li se face cult în Roma imperială. De altfel, așa și începe studiul lui Alan Bloom. Iuliu Cezar este povestea unui om care a devenit zeu. E, hai să vedem acum povestea lui Dumnezeu care s-a făcut om. Și hai să vedem cum Evanghelia răspunde acestei opțiuni politice imposibile, care oricum ai lua o conduce sau la ticăloșie, sau la abuz, sau la populism, sau la dictatură,
și în orice caz se scandează în termenii violenței, fiindcă politica până la urmă este o manifestare a violenței publice, uneori canalizată, alteori în Roma veche, de-a dreptul cu sabia în mână. Există o cale care să se opună sau care să contrazică dilema machiavelică între leu și vulpe, între populiști și tirani, între morali și cinici? Nimeni nu s-ar fi gândit că nu doar vulpea și leu fac politică, ci s-a apucat de politică, sau poate tocmai a abolit politica, mielușelul. Și intră în scenă, dacă e să rămânem în termenii fabulei, mielușelul. Cel mai unlikely să fie implicat în istoria umană ca lider. Într-un studiu despre lideri, numit de altfel Vorbilder und Führer, modele și conducători, Max Scheler, un studiu scris în 1928, Max Scheler recunoaște în tiparul oricărei manifestări umane de aderență la un model, până la urmă un model religios, un model de credință. El spune că un act mimetic, ca să vorbim în termenii lui René Girard, cu alte cuvinte, oamenii când urmează un model, urmează diverse tipuri de modele care toate la baza un mecanism religios. O să vedem dacă suntem de acord sau nu. Și el recunoaște mai multe tipuri de modele. Sfințenia, sfântul, spiritul care dă geniul, da? Noblețea care este reprezentată de erou, utilul care dă lider, deci atenție, liderul nu este un erou, nici un geniu, nici un sfânt, deși mulți lideri au vrut să se prezinte ca sfinți, ca eroi sau ca genii, nu, e un administrator, dacă vreți așa, liderul. El intră în capitolul utilului pentru Scheler. Și în fine, plăcutul, artistul. Ăstea sunt modele și are dreptate. Oamenii pe care îi urmăm, pe care îi urmărim în lumea publică sunt sau artiștii, modelele plăcutului, liderii, modelele utilului, eroii, geniile și sfinții. Bun. Am deschis discuția cu aceste modele de leadership și cu relația complicată între lider și popor. Între vulpe și leu, între minciună populistă și aroganță patriciană, între aderență și negare. Și e un episod la care reflectez în fiecare an, în perioada Paștelui, care este episodul, firește, deschis în Duminica Florilor și închis în Vinerea Mare, prin judecarea, condamnarea și răstignirea lui Hristos. Cunoașteți cu toții episodul, n-are sens să insist mai mult decât e cazul. În Duminica Florilor, Hristos intră în Ierusalim. Și toți cetățenii de acolo sunt pe ziduri, în palmieri, rup frunze și aruncă hainele în fața lui și Hristos intră modest pe puiul, pe mânzul asinei, nu? Nu pe armăsar, ca un rege, nici pe măgar, ca un neguțător, pe mânzul unei corcituri de cal și măgar. Niciun gest de lui Hristos nu e întâmplător. Deci poporul urlă pe ziduri, Osana fiului lui David, deci cu alte cuvinte regelui Iudeei, da? Binecuvântat e cel ce vine într-un numele Domnului, Osana întru cei de sus. Osana înseamnă în ebraică Hoshiana, Dumnezeu să ne mântuiască acum, un fel de santo subito. Poporul nu prea are răbdare, vrea mântuirea acum pe loc. Deci acum să ne mântuiască, gata, a venit. Ce așteaptă poporul Ierusalimului? În primul rând așteaptă un rege care să-i încoloneze pe evrei și să-i învingă pe romani. Vrea un rege politic. Poporul vrea un lider politic. Poporul mai vrea și un fel de miracol divin în care Dumnezeu mântuiește poporul ales atunci, pe loc, fără niciun efort, evident, din partea lui, dacă se poate. Și sar peste aceste zile pe care le petrece
Hristos în Ierusalim și peste discursurile mai degrabă eschatologice pe care le ține, în care își prevestește moartea. Și ajungem 5 zile mai târziu, vineri, același popor care l-a aclamat pe Hristos, a recunoscut în el în același timp un rege și trimisul lui Dumnezeu, cel care vine în numele Domnului, adică liderul suprem, nu, el lider maximo, în termeni chiar politici, foarte politici, dar și religioși. Același popor este chemat de Pilat să aleagă și să răspundă conform unui obicei care se pare că e apocrif, nu-l găsim niciunde în istorie, doar în Evanghelii, ale eliberării unui prizonier de Paștele evreiesc. Și poporul e chemat acolo să aleagă între Iisus Hristos și Barabas, după cum știți cu toții. Acum, în Evanghelie se spune așa: la sărbătoarea Paștelor, guvernatorul avea obiceiul să elibereze mulțimii un întemnițat pe care îl voiau ei. Și aveau atunci un întemnițat vestit care se numea Barabas. Asta zice Evanghelia după Matei. Deci avea un pușcăriaș celebru, Barabas, un fel de Becali, să zicem. Dar nu era, nu, hai să nu cobor acolo, nu. Barabas era un zelot, era un fel de un fel de șef al haiducilor, dacă vreți așa, da? Ca să-l punem, un fel de Toma Limoș, un fel de lider al resurecției evreiești împotriva romanilor. Dar aici apare un episod extrem de important pentru exegeza biblică. În secolul 3, Origen, faimosul părinte al bisericii, mă rog, după aia cu scandalos, în fine, și renegat, Alexandrin, într-un comentariu la Matei, spune că în multe exemplare ale Bibliei apare că Barabas era numit și Isus. Și textul biblic pe care îl știa Origen, și care după aia a fost epurat probabil fiindcă părea scandalos, era în greacă, hai că m-a rugat o prietenă să nu vorbesc chiar și greacă astăzi, așa că o să o fac totuși ca să o sâcăi un pic. Zice greaca: eihon de tote desmion episemon legomenon iesun baraban. Aveau atunci un întemnițat celebru numit legomenon iesun baraban, numit Iisus Barabas. Barabas în ebraică în plus înseamnă fiul tatălui. Cu alte cuvinte, mai exista acolo un Iisus fiul tatălui, un fals Mesia. Un fals, și Hristos spune, vor veni mulți în numele meu, da? Mai exista acolo în tradiția veche a Bibliei, epurată după aia, un Barabas numit și el Iisus, fiul tatălui. O fi sau nu fi apocrifă, nu-i apocrifă, Origen știa chestia asta, mie îmi place extrem de mult. Și poporul ce face? Poporul care recunoscuse pe Hristos ca Dumnezeu și rege, îl dă pentru falsul Hristos, pentru zelot, pentru tâlharul celebru, Desmion, vestit, Episemon, pardon, vestit, numit Barabas. Și Hristos ce face? Hristos ar fi putut oricând să se dezvinovățească. E întrebat de Pilat: tu ești împăratul iudeilor? Și Hristos zice: tu ai spus. Hristos ar fi putut să facă oricâte minuni, ar fi putut să facă orice în acel moment pentru a-și câștiga poporul. Ar fi putut în primul rând să lingușească poporul, nu? Cum ar fi făcut-o un Marc Antoniu și să-și câștige poporul de partea sa. Ar fi putut, cu alte cuvinte, și să nu ajungă acolo. Hristos ar fi putut să facă ceea ce l-a ispitit diavolul înainte să-și înceapă toată acțiunea mântuitoare. Țineți minte că înainte de a își începe misiunea, Hristos a fost dus de drac în pustie și dracul i-a cerut 3 lucruri. Și lucrurile astea apar într-un pasaj celebru din Dostoevski,
revizitate și reinterpretate în faimoasa legendă a Marelui Inchizitor, spusă de Ivan Karamazov în Frații Karamazov. Nihilistul Ivan spune această poveste, dar spune mai degrabă povestea lui Dostoevski decât ce scrie în Biblie. Povestea lui Ivan Karamazov, nihilistul, niceanul, anticreștinul, dar știți cum e, fiecare ateu e un credincios care se caută, poate. Adminte, n-ar fi așa îndârjit dacă nu i-ar păsa în fond ce eu mă preocup de situația basketului feminin în România. Nu, fiindcă mă interesează. Când ești ateu și toată ziua ești obsedat de religie, înseamnă că te cam interesează. Dar e cam așa povestea la Dostoevski spusă de Ivan Karamazov. În Spania, în vremea Inchiziției, deci prin secolul 15-16, se află că a revenit Hristos pe pământ. Popoarele încep să se cam prindă și să-L urmeze, cu toate riscurile de dezordine socială și așa. Marele Inchizitor trimite să fie arestat Hristos și îl bagă la pușcărie. Și după aia, într-o noapte, neștiut de nimeni, se duce și îl vizitează. Și îi spune, ce cauți tu aici? Nu vezi că ne ocupăm noi în locul tău? Nu vezi că ne-ai lăsat cu toată umanitatea asta pe cap, care voia de la tine să o conduci în 1000 de ani de pace, nu? Nu asta ne promit toate utopiile politice, milenariste, pacea pe pământ, epoca de aur, lapte și miere, grâu gratis și așa mai departe, tot românul să prospere. De ce n-ai făcut chestia asta? De ce n-ai făcut ce te-a ispitit dracu în pustie, da? Ți-a zis, uite, transformă pietrele astea în pâini. Tu puteai să hrănești toată umanitatea. Nu asta voiau și oamenii în piesa Coriolan. Nu asta făcea și Cezar. Păi voiai să fii împăratul lumii? Le dădeai grâu gratis până la sfârșitul timpurilor. Mare chestie, multiplicai. Atenție, Hristos a făcut-o ca să arate că putea să o facă. Dar nu asta a fost ocupația lui, n-a deschis brutăria Hristos și Tatăl. Deci, bun, i-a mai spus Marele Inchizitor, ți-a propus dracu să te arunci de pe munte de acolo și te-ar fi prins îngerii. Oamenii au nevoie de miracole, santo subito, nu asta, imediat, pe loc. Asta au oamenii nevoie. Hristos a făcut și minuni, a înviat morți, a vindecat toate soiurile de paralitici, orbi și așa, a mers pe apă, a făcut ce era nevoie ca să vadă lumea că e Dumnezeu. Dar nu cu asta s-a ocupat, putea să facă minuni și ca să evite răstignirea, nu? Oamenii au nevoie de minuni ca să creadă. Începând cu marile minuni, nu? Măcar un templu mare, o chestie impresionantă, o... în fine, n-a făcut asta. Păi ce fel de lider e ăsta? Și i-a mai zis, ți-a mai zis dracu, uite, toate împărățiile lumii, ia-le, ți le ofer și lumea ți se va închina. Păi nu asta caută toți politicienii, de la iluminism încoace, să ne facă fericiți cu forța, să creeze un global village, o lume globală, o singură republică universală a umanității în care să fie pace și cu toții să ne iubim. Nu asta încearcă politica, să creeze un singur mare stat în care să nu mai existe război? De ce Hristos n-a făcut asta, oferind oamenilor pacea? Și iată aici ai paradoxul. Și aici, din punctul meu de vedere, este adevărul care se desprinde rațional, nu altfel, din Evanghelie. Și bunul simț absolut. Hristos nu e doar un mare boier, cum spunea Steinhardt. E, în primul rând, cel mai bine simțit om. Nimic la el nu e exces, nimic la el nu e populism, nimic la el nu e aroganță, nu e violență. Hristos nu-ți impune nimica. Nu-ți impune să crezi, nu-ți impune să-L urmezi. Hristos, spre deosebire de toți ceilalți politicieni, fondează, negând ideea însăși a politicii,
fondează persoana umană, fondează demnitatea umană, fondează libertatea umană. Gândiți-vă, liderii care mint poporul, până la urmă ce fac? Îl disprețuiesc. Și asta spune Nicolae Berdiaev în cartea lui despre filozofia lui Dostoevski. Marele inchizitor nu crede nici în Dumnezeu, dar nici în om. Pentru el oamenii nu sunt destul de buni, sunt niște slăbănoși, niște tâmpiți care vor doar să fie hrăniți, amuzați, guvernați și ținuți cu miracole, da? Asta îs oamenii. Deci el disprețuiește de fapt oamenii. Marele inchizitor, ca și politicienii populiști, dar și politicienii aroganți, până la urmă cu toții disprețuiesc ființa umană. Și o văd cum, ca mulțime, ca gloată, ca turmă, o tratează la grămadă. Și o cumpără la grămadă. Hristos refuză chestia asta. Și practic el refuză politica. El refuză chestia asta și se adresează persoanei umane, fiecăruia. Și îi spune, ești demn, ești Dumnezeu, ești liber, urmează-mă. Nu îi impune. Hristos rupe toate criteriile politice. Săraci versus bogați, cum ar vrea socialiștii. Ei cred că lumea se împarte în săraci versus bogați. Tâmpenie mai mare nu există. Există bogați nefericiți și drogați și bolnavi și săraci super sănătoși, viguroși și veseli. Nu se împarte lumea nici în săraci și bogați, nici în femei și bărbați, nici în români și neromâni, nici în... Lumea este în viziunea asta creștină, care până la urmă a fondat Europa, că ne place sau nu, este demnitatea persoanei umane. Și Hristos sparge însă și ideea asta de familie, ideea de neam, nu? Se duce la samariteni, care pentru evrei erau un fel de țigani, de necredincioși, de spurcați, se duce la desfrânate, se duce la vameși, nu cum ar veni la toți corupții din politică, să zicem, se duce la romani, se duce adică la dușmanii de țară, se duce în toate locurile nefrecventabile, cu toți nefrecventabile este la masă. Atenție, fără a face o revoluție socialistă, fără să zică oprimații ăștia trebuie să vină în locul celorlalți, da? Deci el nu face nicio revoluție troțchistă, nici o satrapie, cum ar fi vrut ăia, să fie regele evreilor, refuză toate aceste lucruri. Și ăsta este răspunsul pe care îl dă până la urmă Evanghelia, nu doar și filonul pe care îl aduce în sufletul european, a spune, în fibra noastră. Nu este negarea politicii, fiindcă Hristos nu abolește timpul, nu instaurează o teocrație, nu impune o biserică care să domine statul. El dă cezarului ce al cezarului, recunoaște o rânduire asta. Dar refuză în egală măsură populismul și cinismul, refuză în egală măsură politica leului și politica vulpii, refuză în egală măsură liderul și mulțimea și în toate astea descoperă un singur lucru, persoana umană, în splendida, inalienabila și definitiva ei demnitate. Și asta este și morala întâlnirii de astăzi. Dacă doriți, putem să începem să discutăm. Aș avea o primă întrebare. Ipostaziați cele trei animale, mai devreme vorbeați despre vulpe, despre leu și despre miel. Aș dori să știu cum vedeți că se împacă aceste trei cu dubla ipostaza lui Hristos din Apocalipsa ca leu și miel. Da, nu și ca vulpe, însă, ceea ce e foarte relevant. Păi, firește, în Eschaton, Dumnezeu, Hristos este rege. Dar el spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta, nu este din acest veac, nu este în seculum, da? De unde și cuvântul de secularizare. Să știți că secularizarea Europei a fost făcută posibilă de creștinism, fiindcă abia individualismul modern și liberalismul modern a fost făcut posibil de creștinism. El a fost și deturnat, firește, și pervertit ca orice acțiune umană. Dar abia în momentul în care Hristos se adresează persoanei,
El practic abolește și autoritarismul și politica leului și mulțimea și persoana. Bun, în lumea de, în cetatea lui Dumnezeu, firește, el este leu. Dar leu nu în sensul violenței, e leu așa ca Aslan în povestea lui C.S. Lewis, da? Narnia, Aslan e de altfel o figură cristică. Și să știți că și în iconografia medievală, leul e o reprezentare dumnezeiască. Pe domul din Orvieto apare un leu care pare că mănâncă un om. Și am citit un studiu în care, de fapt, leu i-a plecat asupra omului și îi dă viață. De ce? Fiindcă în bestiarul medieval se credea că dacă pui leului mor, leul le suflă viață și ei reînvie. Deci leul era pentru medievali o icoană a reînvierii, a învierii, știți? Și de aici iconografia asta, care cu timpul s-a obscurizat, dar pe care C.S. Lewis, ca medievist, o știa. Deci, Hristos e leu în sensul ăsta, al majestății, dar nu e leu în sensul lui Coriolan, al despotismului și așa mai departe. Și asta mi se pare mie bunul simț absolut al creștinismului, ținta numărul unu a modernității, de altfel. Creștinismul nu vine să înlocuiască politica, îi recunoaște locul. Nu vine nici să promită pe pământ lucruri care țin de cer, cum fac toți comuniștii și așa mai departe, nu? Care ne promit raiul pe pământ. Raiul nu-i pe pământ, nici iadul. Cât ar fi uneori de crudă lumea, nu e iadul pe pământ. Și nici raiul pe pământ nu va fi. Hristos recunoaște politica așa cum este și într-un fel desfințează tot mecanismul politicii care stă practic în acest raport între popor și lider. Desfințează ideea de popor, de mulțime, de gloată, fondând persoana umană și desfințează ideea de lider relativizând-o și smerind-o. El însuși neacceptând să fie rege. Asta e chestia fabuloasă și din asta se naște până la urmă toată cultura asta a libertății fabuloasă care este Europa. Cultura demnității umane, drepturile omului. De unde drepturile omului dacă omul e numai gloată? Dreptul e când devine persoană după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Atunci omul devine sacru, nu mai poți să-l atingi, că e îndumnezeit, e sacrilegiu să ucizi sau să faci violență unui om. Deci lucrurile astea trebuie spuse mereu modernității astea care uită că s-a născut creștină și că fără creștinism nu era nimic, era o satrapie, era o dictatură ca acelea pe care le vedem în Orient. Era o lume violentă, agresivă, stupidă, ca cea antică sau cea islamică de așa și așa mai departe. Având în vedere implicarea noastră în politică, aș întreba, văzându-l, l-ați prezentat pe Cezar, l-ați prezentat pe Coriolan, l-ați prezentat pe Iisus. Cum ar trebui să arate liderul vremurilor noastre? Având în vedere că nu credeți în mesianism în politică. Da, liderul trebuie să fie un administrator. Deci nu trebuie să investim oameni cu pasiunea pe care o, sau să zicem cu încrederea pe care de natură religioasă. Deși Max Scheler recunoaște, încă o dată spun, mecanismul religios, până la urmă, de adeziune de tip religios, de încredere, credință, nu politicianul ce vinde până la urmă, încredere, adică o formă de credință în el. Credeți în mine, believe me for my honor, cum spune Brutus, da? Ceea ce spun astăzi e și rezultatul acțiunii mele politice de până acum. Ce am făcut până acum, nu știu dacă a dus undeva, mai degrabă nu, dar măcar am înțeles niște lucruri. Și am înțeles de pildă, iată, am înțeles, văzându-l și de aproape pe Băsescu, hai să trecem la chestii de astea, de ce el era liderul perfect în momentul respectiv. Fiindcă a știut să se plieze pe sufletul românesc. A știut și să danseze cu țiganii, și să bea cu becalii, și să înjure cu marinarii, și să fie un politician conservator cu viziune europeană, și să fie cu corupții, dar și cu intelectualii, și cu unii și cu alții. Asta e. A fost acolo în firea neamului românesc până poporul s-a săturat de el. Cam asta a fost situația. Majoritatea sunt mediocri și stupizi, firește. Nu avem ce să cerem pentru ei. Dar să nu avem nici ideea asta populistă că poporul are dreptate și lider. Nu,
Tocqueville spunea foarte bine în cartea lui despre democrație în America, a devenit astăzi un truism, pare că a spus-o Pop Tămaș, dar a spus-o Tocqueville, că fiecare nație are liderii pe care îi merită. Fix așa este. Deci, ce ne așteptăm de la liderii noștri? Să nu fie prea răi. Da. Ce să ne așteptăm? Să ne ducă în paradis? Nu. Și de altfel să știți că trebuie să ne temem mult mai mult de liderii populiști, carismatici, mesianici, decât de micii ticăloși. Cu micii ticăloși vor amenaja o corupție tolerabilă. Marii mesianici ne vor duce spre dictaturi. Deci, lucrurile astea sunt celebre în istorie și s-au mai văzut. Așa că ce aștept de la liderii noștri? Nu mare lucru. Sigur, nu mi-aștept să-l citească pe Plutarh sau să-l înțeleagă pe Cezar, să reflecteze la Evanghelie sau să aibă mari principii. Îmi doresc să nu fure prea mult, să nu ne bage în război, să ne țină de partea lumii civilizate. Poporul cam asta vrea. Poporul n-are... L-am prezentat într-o lumină destul de proastă, dar poporul nu e neapărat ticălos. E instabil, n-are discernământ, dar poporul nu e neapărat rău. Poporul vrea să nu fie asuprit și să aibă ce mânca. Asta vor oamenii săraci, grosso modo. În niciun caz nu vor libertate și aici are dreptate marele închizitor. Îi spune lui Hristos, păi tu n-ai înțeles nimic din nevoile umanității. Tu le-ai adus libertatea, păi ce să facă? Se sufocă cu ea. Libertate, ce e aia? Oamenii vor să fie hrăniți, să fie ok. Asta trebuie să facă liderul politic. Restul e între noi și Dumnezeu. Asta nu mai e o problemă a politicului. Și politicul nu trebuie să se bage în chestiile spirituale ale omului. Nu trebuie să-mi legifereze mie credința sau moralitatea publică. Trebuie să-și vadă acolo de visterie, armată, diplomație și chestiile astea. Mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor. Colegul meu, prietenul meu, Vlad, la primele conferințe, mai ales după primele conferințe cu domnul Patapievici, avea o vorbă cu care încheia seara, a fost un deliciu intelectual și spiritual, cu siguranță vorba lui adevărată și în seara asta. Mulțumim, domnul Adrian Papahagi, vă mai așteptăm, mulțumim că ați onorat invitația noastră. În final, aș vrea ca să închei cu o priceasnă. Probabil e un mod bun de a încheia Evangheliile. E o priceasnă relativ veche și probabil mulți dintre noastre o știți. Aș vrea să aveți răbdare, are câteva strofe, dar merită. Te prind fior, te simți murdar, te-a prins păcatul la răscruce. Și tu nu știi, copil fugar, că am fost lovit cu atât amar și am stat în locul tău pe cruce. Te uiți la cer, te simți zdrobit, nu-i nimeni să te înțeleagă. Și tu nu știi, n-ai auzit, că pentru tot ce ai săvârșit, eu am plătit pedeapsa întreagă. O cât ai vrea să fii curat și să începi o viață nouă. Și tu nu știi, tu n-ai aflat, că pentru tine mi-am lăsat străpunse mâinile amândouă. Ce fericiți sunt frații tăi, toți ce iertați de fapte rele, și tu nu știi și tu nu vrei să întinzi doar mâna și să iei ofranda îndurării mele. Ți-a spus un duh neînțelept că nu mai poți găsi iubire, și tu nu știi că tot ce aștept e doar să vii să-mi caz la piept cu un cuvânt de mulțumire. Și ultima strofă, același Iisus Hristos, o vină, dar te chem să vii. Să-ți iei din mâna mea cununa și atunci vei ști ce azi nu știi, că ai fost al meu din veșnicii și ești al meu pe totdeauna. O priceasnă frumoasă, nu-i cazul să... E o priceasnă frumoasă, dar ultimele două versuri îndreaptă și ne propun să facem un pas în spate. Privim la scena politică și... privim la scena istorie și avem impresia că actorii principali sunt oamenii. Că actorul principal e un Cezar, actorul principal poate e un Traian Băsescu sau un Vladimir Putin. Însă actorul principal, Scriptura ne vorbește, este Dumnezeu.
O să citesc doar câteva versete din Scriptură și care spun așa: El, în profetul Daniel, în capitolul 2 cu versetul 21, spune așa: Dumnezeu schimbă vremurile și împrejurările, El răstoarnă și pune pe împărați, El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dănie pe vecie și planurile inimii lui din neam în neam. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului pe care îl îndreaptă încotro vea. El preface într-o nimica pe voievoz și face nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei de se usucă și un vârtej îi ia ca pe niște paie. Actorul principal, Dumnezeul suveran, el ține în mână frâiele istoriei. Asta aș vrea ca să vedem. Până la urmă și priceasna ce am citit-o încheie îndreptând privirile oamenilor nu spre pământul ăsta, nu spre istorie, nu spre politica de acum, ci spre veșnicie. Tot ceea ce facem aici are un ecou până la urmă în veșnicie și ținta omului. Nu-i raiul pe pământ, cum ne spunea domnul profesor. Raiul nu se află pe pământ, raiul se află în rai, în eternitate, în veșnicie. Și până la urmă, scopul și trăirea noastră trebuie să țintească înspre acolo. Dacă am trăit pentru veșnicie și pentru împărăția cerurilor, cu siguranță inima noastră n-ar fi legată de lucrurile lumii acesteia. N-ar fi în politică atât de multă lume legată de bani, de putere, de avere, ci inima oamenilor ar fi legată de rai. Și atunci și dragostea ar fi mai mare și poate și pacea și înțelegerea între oameni mult mai prolifică. Încă o dată vă mulțumim, o seară bună, la revedere!